Gheorghe Turda e devastat. Anunț trist în muzica populară din România, ar fi împrimit, astăzi, 85 de ani. Clipe de tristețe pentru celebrul cântăreț. La 5 ani de la trecerea în neființă a maestrului Dumitru Fărcaș, Gheorghe Turda rememorează clipe de neuitat petrecute alături de una dintre legendele României. Cântărețul de muzică populară și-a amintit de clipele prețioase petrecute alături de regretatul taragotist. Dumitru Fărcaș a fost pentru mine ca un părinte, a rămas ca un tată, a afirmat acesta. Gheorghe Turda a avut o relație apropiată cu regretatul Dumitru Fărcaș. Dumitru Fărcaș s-a născut pe 12 mai 1938, în Maramureș. Acesta ar fi primit astăzi, 85 de ani. Regretatul taragotist a avut o carieră impresionantă, clădită cu talent, dar și multă muncă. La cinci ani de la trecerea în neființă a maestrului Fărcaș, Gheorghe Turda rememorează clipe de neuitat petrecute alături de legenda taragotului românesc. Maestrul Dumitru Fărcaș a crescut într-o familie care iubea muzica, iar prima interacțiune pe care a avut-o cu un instrument a fost cu un fluier, primit de la mama sa. Mama mi-a cumpărat un fluieraș și cu acel fluieraș am participat la toate festivalurile interșcolare, raionale, regionale, cum era atunci și am luat o mulțime de premii. Șansa mea a fost șansa copilului de la sat. Am intrat la liceul de muzică în 1956, iar în 60, când am absolvit, copil sărac fiind, m-am întors acasă și am intrat ca solist în ansamblul de cântece și dansuri Maramureșul din Baia Mare. M-a întrebat directorul dacă știu să cânt la Taragot, iar eu am răspuns că da, știu. Când am văzut însă instrumentul, i-am spus directorului că nu-i bun și că trebuie să-l repar, iar după o săptămână am să vin să dau probă, am exersat zi și noapte timp de o săptămână, iar la momentul cuvenit m-am prezentat la director și am cântat la Taragot două piese foarte frumoase, declara în anul 2011 Dumitru Fărcaș pentru ziarul Faclia, Ro. Gheorghe Turda, Dumitru Fărcaș a fost pentru mine ca un părinte, a rămas ca un tată cântărețul Gheorghe Turda a avut o relație apropiată cu regretatul Dumitru Fărcaș. Puțini sunt cei care știu că îi leagă multe coincidențe în privința zilelor de naștere din familii. În exclusivitate pentru fanatic, îndrăgitul artist Gheorghe Turda a rememorat clipe prețioase petrecute alături de legenda Taragotului. Dumitru Fărcaș a fost pentru mine ca un părinte, a rămas ca un tată. Am ținut foarte mult la omul Dumitru Fărcaș, artistul inegalabil. Mai mult decât atât, avem și o coincidență de date de naștere. Soția lui este născută pe 6 martie, când sunt născut și eu. Fica lui este născută tot pe 6 martie. Fica mea cea mică este născută pe 12 mai, la fel ca maestrul Fărcaș. Pentru mine, Mitru va rămâne un etalon al artealului. El a dus taragotul la rang de sinfonia a noua a lui Beethoven. Am avut multe turnee, am fost împreună în Corea de Nord, în China, în Japonia. Am fost cel care a ținut în mod special să facă parte din colectivul artistic al ansamblului Rapsodia Română din anul 1987. A făcut un turneu magistral atunci în Japonia. Am fost în America de cel puțin 30 de ori. Îl iubesc pe Dumitru Fărcaș și cine nu îl iubește pentru arta lui divină, cu taragotul lui de aur. Să-l reamintim și să nu-l uităm, a declarat Gheorghe Turda. Regretatul taragotist a fost decorat de președintele Claus Iohannis. În anul 1970, Dumitru Fărcaș a devenit membru al Uniunii Artiștilor Muzicieni din Elveția. În anii 1977 și 1999, artistul a primit din partea Institutului Smithsonian Washington DC diplome de onoare. Pe parcursul carierei sale i s-au acordat titluri de cetățean de onoare al orașelor Fenian, Coreea de Nord, Cluj-Napoca, București, Reșița și Baia Mare. Îndrăgitul taragotist a fost decorat de președintele Claus Iohannis cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler.